Stăteau fetele pe terasă împreună cu doamna Loredana și discutau. La un moment dat Cătălina a zis că Vlad, pe lângă multele talente pe care le are, știe să facă și lumânări. Doamna Loredana spunea că e mai mult un hobby ăsta și Anemona spunea că poate fi o sursă devenită extra. Și Cătălina a confirmat, zicea că ar putea să le facă împreună și să le vândă, să facă niște bani în plus că deja a vorbit cu Vlad și vor avea o cameră să fie pentru pictat, pentru lumânări. Așa că dacă după competiție o să vedeți pe Instagramul celor doi lumânări de vânzare, să știți că sunt făcute de Vlad, cred că o să învețe și Cătălina pentru a fi așa o mică afacere de familie. Acum o să vadă ei dacă o să le permită și timpul să se ocupe și de portrete, pictură, și de lumânări, și de jobul lui Vlad cu salonul. De discutat se vede că au discutat și au planuri. Sperăm să meargă relația la fel de bine cum a mers și în casă și să fie fericiți.